Doamnelor și domnilor, domnilor miniștri, domnule președinte, stimați invitați, vă mulțumesc pentru invitația de a vorbi în cadrul celei de-a cincea ediție a Forumului pentru Protecția Infrastructurilor Critice. Protecția infrastructurilor critice este o necesitate într-un mediu complex, dinamic și provocator în care observăm nu doar creșterea frecvenței și severității dezastrelor naturale, dar și a frecvenței atacurilor din așa numitul război hibrid. Acest așa zis război hibrid cuprinde în mod expres țintirea infrastructurilor critice civile pentru a degrada capacitatea economică, logistică și administrativă a țării noastre, pentru a o descuraja și pentru a o forța să acționeze în modul dorit de cei care realizează aceste atacuri. Acești atacatori sunt destul de greu de stabilit, dacă au folosit mijloace cibernetice de atac, mai ales că asemenea acțiuni pot veni și din partea criminalității organizate, din partea așa zisilor lupi singuratici, motivați financiar sau chiar ideologic. Iar ultimii 2 ani ne-au determinat să ne regândim prioritățile și să constatăm vulnerabilitățile la care suntem supuși sau care în sistemul nostru, la care sistemul nostru este supus. Transformarea pe care pandemia a generat-o în lume ne-a făcut să fim conștienți că procesul de digitalizare trebuie accelerat. Digitalizarea administrației fiscale înseamnă transparență, modernizare, debirocratizare și înlocuirea dosarului cu șină, cu servicii la un clic distanță. Recent s-au făcut pași în această direcție, dar este imperios necesar ca acest proiect să avanseze rapid, pentru ca sarcina administrativă a contribuabililor corecți trebuie ușurată. Dar odată cu trecerea în online, putem avea o serie de provocări de securitate care pot avea un impact semnificativ în toate aspectele societății. În acest context, dezbaterea de astăzi este absolut necesară pentru a identifica împreună stat și mediul privat cele mai bune soluții pentru ca acest fenomen să nu fie unul de amploare. Discuțiile despre infrastructurile critice și mai ales a protecției acestora nu sunt noi, dar sunt esențiale pentru funcționarea și dezvoltarea unui stat. Și tocmai din acest motiv trebuie să le privim ca fiind de o importanță majoră. Dependența foarte mare dintre securitatea internațională și securitatea națională este dată de infrastructurile critice care se regăsesc în cadrul unei societăți. Din acest motiv, vulnerabilitatea acestora este sporită în fața modalităților de atac asupra lor, care sunt pe zi ce trece tot mai complexe. Din păcate, este o realitate faptul că oricât am încercat, garantarea protecției totale a unei infrastructuri critice trebuie să ne determine să găsim cele mai bune soluții. Interdependența dintre infrastructurile critice este foarte mare, iar în situații de criză aceasta este resimțită și mai mult, în acest fel sunt puse în pericol atât securitatea și siguranța cetățenilor, cât și a întregii societăți. Toate statele își intensifică interesul în ceea ce privește protecția infrastructurilor critice. Iar România, ca țară membra organizațiilor internaționale, trebuie să facă același lucru, având în vedere faptul că starea infrastructurilor, mai ales a infrastructurilor critice din țara noastră, trebuie îmbunătățită. Ministerul Finanțelor deține una dintre cele mai complexe structuri informatice din România, fiind responsabilă de toate bazele de date legate de fiscalitate, Centrul Național de Informații Financiare. În cadrul acestei structuri a fost finalizat anul trecut planul de securitate al administratorului de infrastructuri critice, prin care, după un tipar stabilit, au fost creionate o serie de aspecte concrete privind zonele sensibile și acțiunile pentru perioada imediat următoare. Prin aprobarea planului, Ministerul Finanțelor și-a îndeplinit obligația legală stabilită ce revine ca entitate de infrastructură critică națională, Ministerul fiind responsabil pentru sectorul financiar bancar, taxe, impozite, trezorerie și sisteme de plăți. În încheiere, doresc să le mulțumesc organizatorilor pentru invitația de a contribui și să atenționez asupra rolului finanțelor în vulnerabilitatea și reziliența infrastructurilor critice. Vă mulțumesc!